Demisia ministrului Justiției Florin Iordache și interimatul de 45 de zile la conducerea acestui minister a Anei Bircea, al ministrului pentru afaceri europene și în condițiile în care strada, în ciuda cerului năprasnic, continuă să dea în clocot, analiștii politici încearcă să descifreze cauzele acestei crize majore în care a fost aruncată România din cauza inabilității PSD de a fi elaborat și asumat ordonanța 13 de grațiere. Demisia lui Florin Iordache aduce în analiza publică și posibilitatea premierului Sorin Grindeanu de a aduce în fruntea Ministerului Justiției a unui jurist de mare calibru, cu o carieră profesională și politică solidă, în locul ministrului de 45 de zile, Florin Iordache, a cărui competență profesională este contestată chiar și în interiorul PSD. Cunoscutul avocat Sergiu Andon și el fost parlamentar a adus în discuție numele unor juriști de frunte din PSD, printre primele trei nume fiind pomenit și cel al ex-senatorului PSD, romașcanul Ioan Chelaru, șef al baroului de avocați Neamț, profesor universitar, președinte al Uniunii Juriștilor din România, președinte al Academiei de Științe Juridice, autor cunoscut a numeroase cărți de specialitate. Contactat telefonic, Ioan Chelaru a reiterat public decizia sa de a nu reveni în politică, motivată și de hotărârea sa de a lăsa ca politica să fie făcută de generația de mai tineri colegi și hotărârea sa de a-și consacra următorii ani carierei academice și a scrisului. Iată declarațiile ex-senatorului PSD Ioan Chelaru. Unul din cei mai mari juriști ai acestei țări, domnul avocat Sergiu Andon, fost și dumnealui parlamentar, v-a nominalizat printre primii trei juriști ai acestei țări care ați fi îndreptățiți să ocupați funcția de ministru al justiției. Ce spuneți de această propunere făcută de specialiștii care... Eu, așa cum bine știți, în urmă cu un an și jumătate am anunțat că mă retrag din politică, ceea ce am și făcut înainte de alegeri și am hotărât să mă dedic carierei universitare și avocaturii. Lucru la care n-am de gând să renunț. Dar este o asemenea, dacă este o asemenea propunere făcută, pentru mine mă onorează. Însă eu cred că în acest moment coaliția aflată la guvernare are mai tineri juriști ca mine, 40-45 de ani, pe care îi poate propune. Poate de asemenea apela la un profesor universitar de la un nume greu de la București, care nu implica politic, dar care poate duce pe umeri greutatea unui post de acest calibru. Rămân la părerea că... Este vorba de șeful baroului, nu? Nu numai. A fost și dumnealui nominalizat, dar după dumneavoastră. Dar nu există o ierarhie. Existăm câteva nume care se discută și eu am auzit în aceste medii, însă eu vă spun categoric, nu se pune problema, eu nu vreau să revin în politică, am luat o decizie în ceea ce privește cariera mea, susțin cu toată forța și cu toate cunoștințele mele Partidul Social Democrat, din care fac parte și voi face tot ce se poate ca să conducă România în următorii ani, să o conducă bine, dar în ceea ce privește eventuala propunerea mea într-o funcție, nu cred că mai este actuală și eu nu pot să răspund pozitiv unei asemenea demers. Bine, această propunere pornește de la colegii dumneavoastră care vă apreciază în mod deosebit cultura juridică, adică pregătirea academică excepțională. Sigur că pornește de la împrejurarea că de atâția ani slujesc cu ce pot eu justiția și din poziție de parlamentar până mai ieri, și din poziție de președinte al Uniunii Juriștilor, și din poziție de președinte al Academiei de Științe Juridice, și de cea de profesor universitar, și de cea de avocat. Adică eu mi-am dedicat o viață întreagă justiției. Sunt unul din cei care acest lucru am făcut, n-am făcut altceva, nici afaceri, nici alte lucruri, și în politică am fost considerat întotdeauna, inclusiv în PSD, dovadă că am fost președintele Comisiei de Revizuire a Constituției, un specialist, nu neapărat un politician. De asemenea, s-a spus despre dumneavoastră că ați dus greul activității din Senat, de conducerea ședințelor în Senat, din poziția dumneavoastră de vicepreședinte al Senatului. Da, am fost aproape 8 ani vicepreședintele Senatului. Ce am putut să fac cu privire la modalitate, la regulamente, cu privire la strategii, cu privire la mod de a conduce ședința, de a da un echilibru puterii și opoziției în ședință, de a respecta regulamentele și de a nu fi motive de atac la Curtea Constituțională, am făcut și am depus pentru binele acestei țări toată capacitatea mea profesională
și politică. N-am spus că închid ochii și că mă fac că nu cunosc. Am spus că fac un pas înapoi, în lateral. S-a cerut inclusiv de președintele României o nouă generație de oameni politici mai capabili, mai curați, mai eficienți. Sper că actualul Parlament ales în urma scrutinului din 11 decembrie să își dovedească puterea în a face legi bune pentru întreaga națiune, chiar cu stângăciile care au mai apărut în ultimile zile. Dați-mi voie din solidaritate de breaslă, deși dumneavoastră sunteți mai tânăr decât mine, să spun că cel puțin eu, din punct de vedere al jurnalistului, sinceră să fiu, mă cam doare sufletul să văd ce s-a ajuns în această țară, tocmai din faptul că specialiști de talia dumneavoastră au făcut un pas lateral de bunăvoie sau determinați de marginalizarea într-un partid pentru care au muncit o viață de om, eu cred că este nedrept pentru noi ca să se întâmple acest lucru. Doamna profesor, nu, în viață nu toate hotărârile noastre sunt plăcute. Uneori însă, când pui în balanță câțiva ani de activitate care îi mai ai și ce îți dorești să faci, câteva proiecte, câteva cărți pe care ai dori să le mai scrii, câteva lucruri legate de catedra la facultate și spui, am dedicat 13 ani Parlamentului României, slujirii acestui neam cu bune și rele. O să vedeți în cartea la cărei lansare, sper să vă invit una viitoare, cartea și ieșirea lumea tiparului, o să vedeți adunate activitatea mea, mai puțin vizibilă poate de aici, de la Roman sau de Neamț, dar activitatea mea în acești ani. Cred. Și chiar vă rog să mă crezi că este o convingere a mea că mi-am depus capacitățile și am făcut efortul intelectual și nu numai. 12 ani am făcut navetă săptămânală la București și nu este ușor. Am condus 8 ani ca vicepreședinte al Senatului. Am fost președintele Comisiei de Revizire a Constituției. Chiar sunt proiecte majore și legi importante care poartă semnătura mea și pentru care, pentru unele, chiar sunt mândru că mi-a reușit. Dați-mi voie să vă fac un reproș ca de la doi oameni care se stimează, cred eu, reciproc, pentru faptul că aveți o promisiune neîndeplinită, aceea de a ne vedea, poate într-o ultimă emisiune de evocare a activității dumneavoastră. Săptămâna viitoare vă stau la dispoziție. Reamintim faptul că Ioan Chelaru a luat această decizie și în contextul în care nu se numără printre apropiații lui Liviu Dragnea președintele PSD, acesta contribuind la decizia de a nu i se acorda sprijin politic pentru obținerea acestei funcții pe care senatorul Ioan Chelaru era cel mai îndreptățit să o ocupe pentru următorii 9 ani, ca o încununare a carierei sale politice și mai ales profesionale. În ședința Comisiei Juridice din mai 2016, senatorul Ioan Chelaru nu a primit aviz favorabil pentru ocuparea acestei funcții, obținând doar 5 voturi pentru, 3 împotrivă, o abținere și un vot nul. La Curtea Constituțională a fost trimis din partea senatorului Marian Enache, senator de Neamț, sprijinit de defunctul UNPR, cu un CV mai puțin impresionant, ba chiar modest, comparativ cu cel al senatorului Romașcan. Ioan Chelaru a mai ratat șansa de a ajunge ministru al justiției în cel puțin două situații, tot din cauza intrigilor politice din propriul partid. Senatorul Ioan Chelaru a fost marginalizat și în organizația de la Neamț de către manevrele oculte ale președintelui Ionel Arsene, ajutat în urmă cu ceva ani de senatorul Ioan Chelaru să se afirme în PSD. Dar despre mărire și decăderea în politică veți putea afla mai multe în această săptămână chiar de la Ioan Chelaru în emisiunea Interviu cu Flora Ordean.